Sunt anumite aspecte din cartea evrei pe care aș dori să le repet de fiecare dată când ajungem la o altă porțiune de studiu ca să ne rămână în minte câteva elemente ce ne vor ajuta să citim cartea în studiul nostru personal, în citirea zilnică a Sfintei scripturi. Așa că, în primul rând, aș vrea să subliniez faptul că subiectul acestei cărți, a cărții evrei, este supremația Domnului Isus Hristos sau superioritatea Domnului Isus Hristos. Iar această superioritate este demonstrată capitol după capitol, în capitolul 1, de exemplu, superioritatea lui în ceea ce privește revelația, capitolul 1, partea 2 și capitolul 2, superioritatea lui față de îngeri, capitolul 3, superioritatea lui față de Moise, capitolul 4, superioritatea lui față de Iosua și alte figuri din Vechiul Testament. Există o paranteză mare din, în capitolul 5, partea a doua și capitolul 6, inclusiv unde vorbește despre maturitatea, necesitatea maturității acestor oameni. Și apoi cea mai mare porțiune din această epistolă, de la capitolul 5, de la capitolul 4, mă scuzați, versetul 14 până la capitolul 10, arată supremația Domnului Isus Hristos sau superioritatea Domnului Isus Hristos ca preot, ca mare preot. Așadar, subiectul acestei cărți este supremația sau superioritatea Domnului Isus Hristos. Care este scopul cărții? De ce a fost scrisă această carte? Scopul cărții, aș dori să citesc câteva versete care vor arăta mai clar care este scopul acestei cărți. Această carte se ocupă de perseverența sfinților. Cum am mai spus, se face o legătură între supremația Domnului Isus Hristos și perseverența noastră. Cu alte cuvinte, logica este, dacă înțelegi supremația Domnului Iisus Hristos, asta va genera perseverență în credință, în ascultare, în supunere, în sfințenie și așa mai departe. Uitați-vă, de exemplu, la verset, capitolul 3, versetul 1. Ne voi uita la câte verset, câteva versete fugitiv. De aceea, frați, ființe, este o concluzie la ce s-a spus. Ce s-a spus? Hristos este superior față de îngeri, de aceea, voi care aveți parte de chemarea cerească, simțiți-vă privirile la Apostolul și Marele Preot al Mărturisirii. Noastră, adică Isus. Ei l-au mărturisit deja pe Domnul Isus, că zice mărturisirea noastră și ați simțit-vă privirile, da? Rămâneți consecvenți uitându-vă, privind, rămânând alipiți de Domnul Isus Hristos. Sau versetul 6. Vedeți, acesta este subiectul. Sau ăsta e scopul cărții, să producă perseverență. Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Hristos e superior. Moise era... Uh, slujitor în casa lui Dumnezeu, Iisus este fiu. Și uitați-vă partea a doua. Deci, superioritatea lui Hristos, perseverența noastră. Și casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit. Da? Superioritatea lui Hristos, perseverența noastră. Sau versetul 14. Ne-am făcut părtașa lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit. Din nou, perseverența, perseverența în har. Capitolul 4, versetul 14. Astfel fiindcă avem un mare preot însemnat, superior, care a străbătut cerurile pe Iisus Fiul lui Dumnezeu, să rămânem, da? să continuăm, să perseverăm. Aceeași temă a perseverenței. După aceea, capitolul 6, versetul 11, dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să, exact același limbaj, ca să păstreze până la sfârșit, da? Ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, să persevereze. Dacă ai înțeles cine este Hristos, efectul va fi perseverența. Capitolul 10 fac această trecere mare pentru că el intră într-o dizertație la propriu despre superioritatea Domnului Isus Hristos ca mare preot. Capitolul 10, versetul 23. Să ținem, da? Să păstrăm, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Deci oamenii aceștia au făcut o mărturisire a nădejdei dar li se cere să țină fără șovăire, să continue în felul acesta. Versetul 35, să nu vă părăsiți dar încrederea voastră. Au încredere și li se cere să nu, să, să nu părăsească, adică să continue în felul acesta, da? Versetul 36, căci aveți nevoie de răbdare sau de perseverență, ca după ce ați plinit, împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v a fost uh, făgăduit. Capitolul 12, după ce uh, în capitolul 11 vorbește despre persoane care au perseverat, da, numit uh, acest capitol uh, uh, eroii credinței uh, versetul 1 din capitolul 12 și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un oră așa de mare de martori să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de leșne și să alergăm cu stăruință, da cu perseverență cu răbdare, cu continuitate cu persistență în alergarea care ne stă înainte și în final capitolul 13 se încheie în aceeași în același fel în aceeași notă, în același subiect care are același scop. Dumnezeul păcii care prin sângele legământului cel veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Isus Hristos, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Isus Hristos, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Amin. Scopul, subiectul cărții este supremația Lui Hristos, scopul cărții este ca noi să perseverăm. Credeți dumneavoastră că sunt scrise 13 capitole Uh, ar fi scris 13 capitole dacă perseverența ar fi fost așa pe pilot automat. Doamne, ești mântuit. Cum zic? N-ai treabă. Pac! Ai apăsat butonul, mântuit. Rachetă până în veșnicie. N-ai niciun stres. Nu e așa. Vedem din situația în care, și acesta este al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun, din situația în care trăiau acești oameni că perseverența este proiectul nostru de viață și este în același timp proiectul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Perseverența nu este așa, pocnit din degete. Perseverența nu funcționează pe pilot automat. Poți să fii ce vrei tu în doctrina mântuirii. Perseverența este o chestiune care implică energia noastră, acțiunea noastră este o chestiune activă. Da? Situația în care treceau acești oameni de persecuție, de conflict, de răpire a averilor, de dezmoștenire, de scoatere din sinagogi de o cară și așa mai departe, situația aceasta punea o presiune foarte puternică exact asupra acestui lucru. Ca oamenii aceștia să nu persevereze, să abandoneze. Da? Să abandoneze. Asta era ispita, asta era... Acesta era marele conflict, da? Situația. Și noi astăzi trecem prin diverse lucruri, poate nu în același fel, dar demersul satanei prin sistemul lumesc este același. Ca noi să ca noi să abandonăm, ca noi să apostaziem. Vorbim din punct de vedere al răspunderei omenești, din punct de vedere al felului în care privim viața, da? Ca noi să ne lepădăm, ca noi să ne lăsăm. Asta este demersul diavolului, da? Indiferent că el știe că credincioșii adevărați nu vor face lucrul acesta și dacă scădere temporare, ținta diavolului asta e să ne zguduie, da? Să ne clatine. Asta este demersul diavolului. Iar chemarea apostolului în, în cartea evrei este una foarte serioasă. Este o chemare la perseverență. Acum, există un conflict la un moment dat sau un paradox în mintea noastră în ce privește uh, procesul perseverării datorită faptului că noi vedem ca un urcuș. Nu? Trebuie să urci, domnule. Trebuie să progresezi în sfințenie. Da? În același timp există un aspect în procesul perseverenței care nu cunoaște niciun fel de fluctuație. Și acela este principiul a țintirii spre Hristos. Domnul Iisus Hristos este neschimbat. Perseverența mea în sfințenie sau urcarea sau progresul cunoaște schimbare. Da? Cunoaște fluctuații. Urc mă împiedic, mai urc și tot așa. Asta ar trebui să fie, da? Chiar dacă, chiar dacă, mai e așa, dar tot urci. Totuși, ceea ce rămâne neschimbat este ațintirea mea spre persoana Domnului Iisus Hristos. El nu se schimbă niciodată. Chemarea este totdeauna să privesc la Hristos, să rămână ațintit pe Hristos, spre Hristos, să stai lucru care nu se schimbă și ceea ce se schimbă, într-adevăr, este urcușul meu pe calea Domnului, ca să spun în felul acesta. Și asta ne arată cartea. Asta ne arată cartea prezentându-ne strategia, strategia, progresului Sfințeniei sau strategia perseverenței, care este una foarte simplă în realitate. Ațintește-ți privirile spre Domnul Isus Hristos. Privește la Domnul Isus Hristos, da? Autorul asta încearcă să facă să zugrăvească înaintea ochilor lor cine este Domnul Isus Hristos în toate aspectele care privesc viața lui. Acum, vorbim despre preoția Domnului Isus, că la secțiunea asta suntem acum, în capitolul 4 și 5, când a început să vorbească despre Domnul Iisus Hristos, el a vorbit în, în primul rând despre superioritatea persoanei sale. El compară pe Domnul Iisus Hristos. Stările prin care el a trecut, vă aduceți aminte că sunt acele versete care puu, de dau foarte multă bătaie de cap unora când spune că el a fost făcut de săvârșit, da? că a trecut printr-o prelucrare dumnezeiască, da? a, fost, a strigat cu strigăte mari, cu lac încăte Dumnezeu ca să fie izbăvit de la moarte, ridică foarte multe probleme pentru unii, da? Ideea aceasta că Domnul Isus Hristos a fost prelucrat într-un într anumit sens și a fost prelucrat în ce privește persoana sa omenească, da? Persoana sa umană și în ce privește lucrarea lui, da? El a fost perfect, dar în ce privește lucrarea lui a avut nevoie de o prelucrare. Capitolul 5 vorbește despre persoana, superioritatea persoanei lui Isus capitolul 7 vorbește despre superioritatea preoției Domnului Isus, iar capitolul 8 vorbește despre superioritatea slujbei Domnului Isus. Deci aveți 5, superioritatea persoanei sale, 7, superioritatea preoției sale, 8, superioritatea slujbei sale, 9, superioritatea, partea a doua și 9, superioritatea legământului Domnului Isus Hristos le luăm pe rând în această dimineață, vom termina capitolul 7 care vorbește despre superioritatea preoției sale, superioritatea preoției Domnului Isus Hristos. Porțiunea pe care o avem înaintea noastră la versetul 20, la versetul 28, de fapt dacă ar fi să vă creionez pe scurt, da? să împart capitolul 7, care vorbește despre preoția Domnului Isus. La capitolul 7 puteți trage o liniuță acolo să scrieți chiar pe Biblie. Preoția Domnului Isus, că despre asta este vorba, da? Despre preoția Domnului Isus. Foarte simplu vă puteți da seama, în primele 10 se vorbește despre prototip. Da? Prototipul preoției care este, am văzut cine este prototipul preoției Domnului Isus. cine -i? Melchisedec, da? Ăsta e prototipul. Așa a vorbit Dumnezeu în vechime despre Domnul Isus Hristos, prin acest prototip. Partea a doua pe care am văzut-o duminică seara este, vorbește despre felul în care a fost implementată această preoție. De? Și am văzut că se folosește chiar termenii aceștia. Este nevoie de o schimbare. Era nevoie de o schimbare, da? A preoției. Vorbește despre schimbarea preoției, despre implementarea preoției. Iar în această, în această dimineață ne vom uita la superioritatea acestei preoții, de la versetul 20 până la versetul 28. Superioritatea acestei preoții în patru aspecte. În patru aspecte. De unde ne dăm seama că, super, că, preoția Domnului Iisus Hristos este superioară? Bineînțeles, îți dai seama din tot capitolul și din prototip, îți, îți dai seama, și din implementarea acestei preoții, că a fost implementată tocmai de asta, că aia veche era, uh, era insuficientă, incapabilă să producă sfințenia. Cum ne dăm seama de superioritatea preoției Domnului Iisus Hristos? versetul 20. Ne dăm seama de superioritatea acestei preoții, în primul rând, prin felul în care a fost ea pecetluită. Ia zis ce spune Scriptura. Și fiindcă lucrul acesta, adică punerea preoției lui Hristos, nu s-a făcut fără jurământ, și aici vedem o diferență foarte mare între preoția Domnului Iisus și preoția levitică. Preoția levitică funcționa pe genealogie, da? Veneai dintre leviți, să trăgea acolo, să făcea o tragere la sorți și aveai mare preot la un moment dat. Dar asta era principiul. Trebuia să fii, din, fii dintre leviți. Nimeni din nicio altă seminție nu avea voie să fie preot. Acum vedem că se schimbă rânduiala pe preoției Domnului Isus Hristos. Da? El nu este pus preot în felul acesta, ci spune că a fost pus preot prin jurământ. Da? Prin jurământ. Căci pe când leviții se făceau preoți, auzi ce spune? Fără jurământ. Asta este primul contrast prezentat aici. Da? Că Domnul Isus Hristos a fost preot, pus preot prin jurământ. Și apoi ne arată jurământul, versetul 21, partea 2. a doua. S-a făcut preot prin jurământul celui ce i-a zis, Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Acum se citează din psalmul 110, unde jurământul este făcut între tatăl și fiul. Da? Jurământul este rostit de tatăl către fiul. Legământul este făcut între tatăl și fiul. Și rostirea acestui jurământ, rânduiala prin care este pus Domnul Isus Hristos, adică prin jurământ, această rânduială arată superioritatea Domnului Isus Hristos. În ce fel? Păi în felul următor, când s-a făcut jurământ și Domnul a spus tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec, Dumnezeu pe cetuiește pentru totdeauna că Isus este singurul preot. Când îi zice tu ești preot în viac, automat se scoate din calcul preoția levitică. Da? Și aici se face prin jurământ, nu prin naștere, da? m am născut Levit, pot să fiu și eu mare preot. Nu. Aici se face prin jurământ. Dumnezeu îi promite Domnului Isus Hristos, Tatăl îi promite Fiului preoția pe care urma să o aibă, da? Asta ce implicație are pentru noi? Pentru noi are implicație în ce privește siguranța pe care noi o avem. Isus nu este ca ceilalți mare preot. Isus a fost luat într-un mod special de Dumnezeu și ne-a spus, tu te-ai născut din Levi, ești tu un mare preot. Și te șteptat, și el o murea ca ceilalți mari preoți. Nu! Ceea ce este diferit între cele două preoții este că ăștia erau puți preoți. Pentru că erau leviți, Iisus este pus preot pentru că Dumnezeu i-a jurat. I-a promis și i-a jurat că este mare preot în viac. Pentru totdeauna, da? Pecetluirea acestei... Asta ne arată autorul. Pecetluirea acestei preoții a Domnului Iisus Hristos, prin jurământ, ceea ce nu se făcea cu mari preoți din vechiul legământ, arată superioritatea ei. Care este efectul pentru noi? Care e rezultatul? Dar care e rezultatul? Rezultatul este următorul, în versetul 22. Prin chiar faptul acesta, care e fapt? Că a fost pus prin jurământ, nu ca mare preot, el s-a făcut chezașul sau garantul, asiguratorul unui legământ mai bun. Asta este aplicația practică pentru noi. Când te uiți la felul în care Isus a fost pus mare preot, lucrul acesta ar trebui să-ți dea ție ce? Asigurarea. Când îți faci o asigurare, lucrul acesta -ți dă ție. Îți dă o liniște. Da? O siguranță că în caz că se întâmplă ceva, scos asigurarea. Domnule, eu sunt asigurat. Ei, Iisus Hristos a fost pus prin jurământ, a fost pecetuit prin jurământ, ca nouă să ne arate că El este un chezaș, este un asigurator. Și asigurarea și chezășia aceasta este în vederea siguranței noastre, da? siguranței noastre personale. Eu, mă, eu sunt sigur că mulți oameni, am convingerea asta, că mulți oameni au încredere în Domnul Isus Hristos și în lucrarea Lui Ispășitoare, dar fără să știe de ce. Și mulți dintre noi, probabil că dacă am fi luați la bani mărunți de un evreu, ne-ar face praf și pulbere. Pentru că puțin dintre noi cunoaștem învățătura Vechiului Testament care vorbește despre Domnul Isus Hristos. Mulți cunosc învățătura Noului Testament sau o parte din învățătura Noului Testament, dar habar nu au care este temelia Vechiului Testament pentru schimbarea acestei preoții, da? Temelia pe care Dumnezeu a pus-o chiar din vechiul legământ cu privire la preoția Domnului Iisus Hristos. Da? El este chezașul, el este garantul de ce? Fiindcă a fost pus prin jurământ. Da? Prin chiar faptul acesta, el s-a făcut chezașul unui legământ mai bun. De ce legământul este mai bun? Legământul este mai bun fiindcă avem un singur mare preot care a făcut o lucrare desăvârșită. Așadar, în concluzie la porțiunea asta, la versetele acestea 3, Superioritatea preoției lui Isus este arătată prin faptul că preoția lui este pecetluită prin jurământ, nu ca cea a marilor preoți. Iar lucrul acesta trebuie să-ți dea ție siguranță. Trebuie să-ți dea ție siguranță. Preoția Domnului Isus Hristos este valabilă pentru totdeauna, pentru eternitate, fiindcă așa a jurat Dumnezeu. În al doilea rând, ni se arată superioritatea preoției lui prin permanența ei. Ia zis ce spune în versetul 23. Mai mult și să face o comparație. Mai mult, Acolo au fost preoți în mare număr. Pentru că moartea îi împiedica să rămână pururea. Iar Dumnezeu, Dumnezeu vrea să arate ceva evreilor în vremelnicia aceasta preoților. Preotul pe care tu îl știai, da? Duhovnicul tău, hai să o luăm așa, cum înțeleg oamenii astăzi, așa înțelege poate mai bine astăzi oamenii, mediul nostru ortodox sau catolic. ai duhovnicul tău, ai preotul tău și la un moment dat preotul tău și duhovnicul tău care îți știe toată viața, tot sufletul, nu la noi, da? în mediul ortodox vorbim, care știe viața, sufletul, toate păcatele tale, toate problemele tale, au murit și el. Ăla care are harul preoții, ăla care are harul de a te absolvi pe tine de păcate, au murit. Ăla care te-a ajutat pe tine, au murit. Și să face așa un fel de rupere în sufletul omului, să face un fel, omul să produce o deznădejde în el și chiar dacă se duce la al preot după aia, Totuși preotul ăla de acolo la care mă duceam eu și m-a ajutat și îmi știa sufletul și câte situații, nu știu ce au făcut. Și lucrul acesta în vechiul legământ, astăzi nu este practic uh, practicat lucrul ăsta corect, în vechiul legământ trebuia să creeze în evreu, în sufletul evreului o neliniște, o frământare. O frământare, o problemă, da? Pentru faptul că oamenii aceștia se perindau, pentru că moartea îi împiedica să rămână purrea. Pe când Domnul Iisus Hristos se face imediat comparația în versetul 24 Dar el, fiindcă rămâne în viac și prea e expresia din jurământul lui Dumnezeu, tu ești preot în viac, dar el fiindcă rămâne în viac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. Dacă ar fi fost un mare preot în poporul Israel, care ar fi trăit 500 de ani, ar fost o problemă atunci, nu? Mă, preot, marele preot era... Mare preot, câțiva zeci de ani, da? Nu putea să fie mare preot pentru totdeauna. Atunci să ridica o problemă, că să trăiește mult. Dar Domnul Iisus Hristos spune aici că trăiește în viac, nu trăiește 500 de ani, 1000 de ani, el trăiește în viac. Preoția lui este eternă sau permanentă. Asta este, asta este ideea pe care el vrea să o sublinieze aici. După ce ne arată eternitatea preoției lui, ne arată eficiența preoției lui. De ce e important pentru noi? Vedeți? Este un principiu prezentat și o aplicație practică. De ce e important pentru noi lucrul acesta? Da? Am văzut în primul aspect mai sus când vorbește despre pecetulirea preoției că spune prin chiar faptul acesta el s-a făcut chezașul în legământ mai mult. Asta e asigurarea dată pentru noi. În secțiunea aceasta când ne arată eternitatea sau preo... permanența preoției Domnului Isus Hristos iară să faci o aplicație pentru noi. Fantastică! Versetul 25. De aceea, pentru că preoția lui este pentru totdeauna, tu zici ok, cu ce mă ajută pe mine că preoția lui este pentru totdeauna? Ia cu ce te ajută. De aceea, în concluzie, implicația practică pentru tine este că el poate să mântuiască în chip desăvârșit. Asta este implicația. Implicația este că Domnul Iisus Hristos dă o mântuire în chip desăvârșit. El are puterea asta, are capacitatea asta. Da? El este capabil să facă lucrul acesta. Mari preoți nu erau. Ei muriau și nu mai înviau. Iisus a murit ca ispășire pentru păcatele noastre și a înviat. El nu te putea ajuta în ultimă instanță. El era un intermediar între Dumnezeu și om doar ca să te ducă spre zilefa de ispășire. Doar ca să-ți arate. Uite, îți pot fi acoperite păcatele în felul acesta. Nu pot să fac nimic mai mult pentru tine. Pot să-ți dau niște învățături din Sfânta Scriptură, pot să te călăuzesc, pot să-ți explic legea și eu sunt păcătos ca tine și eu trebuie să aduc jerfe pentru mine și eu o să mor. Sunt un păcătos ca tine. Nu am ce să-ți fac mai mult. Și nu avea ce să facă mai mult. În schimb, Domnul Iisus Hristos poate să mântuiască în chip desăvârșit. Desăvârșit. Și ajunge la agnosticismul ăsta românesc, balcanic, profund ortodox. Ai spune, cine știe? Cine poate? Dar am vedea. Am ajuns la balanță, În vedea multe idei prin care se poate face mântuirea. Mai bai puțin de botez, mai bai puțin de ținerea a legei, poate puțin sabat, poate puțin în vorbire fiecare sectă, fiecare denominație, fiecare cult are câte ceva de contribui, de adăugat pe acolo ca cumva poate, poate, domnule, le luăm din toate câte puțin și -o ieși ceva acolo. Știți ca bucătăreasa când nu prea are prea multe lucruri în casă, aruncă boala pe foc, pune lacă de ulei și aruncă pe acolo, băi, poate ieși ceva de acolo. Mântuirea nu este așa. Mântuirea nu este în felul acesta. El poate să mântuiască în de săvârșit. De ce să lași mari preoți? De ce să lași duhovnicii ăia? De ce să lași toate promisiunile de astăzi care sunt mincinoase și care într-un fel sunt un atac la preoția Domnului Iisus Hristos? Pentru că El poate să mântuiască în chip de săvârșit. Predicatorul, păstorul, evanghelistul care predică Evanghelia Domnului Iisus Hristos nu mijlocește mântuirea sufletelor noastre. Mulți că, da, păi, ce, noi nu credem în importanța bisericii, nu credem în importanța slujitorilor, nu credem în importanța cuvântului Dumnezeu. Ba da, Credem, dar ele nu adaugă nimic la mântuirea noastră. Ele sunt doar un mod în care este prezentată mântuirea. Eu țară arăt, ăsta este Hristos, asta este lucrarea mântuirii, du-te la El. Eu n-am ce să-ți fac. Eu nu te pot lua pe tine de mânuță și hai să mergem amândoi. Hai că eu o vorbă bună pentru tine lui Dumnezeu. Mulți astăzi practică un fel de quasi semi-preoție, pseudo-preoție. Dom'le, noi nu suntem preoți. Dar uite, o să stai, eu să, te, să mijlocesc nașterea ta din nou, o să mijlocesc eu acceptarea ta înaintea lui Dumnezeu. Nu poți să faci lucrul ăsta. Omul trebuie să rămână singur el cu Dumnezeu și să -și rezolve problema păcatelor lui. El cu marele preot, singur. Și numai el, Domnul Isus Hristos, eu te pot informa. Asta e singurul lucru pe care îl pot face. Eu nu sunt un intermediar și nu sunt un mijlocitor. Și nimeni de pe pământul acesta nu este. Nimeni de pe pământul acesta nu este. Și vedeți, oamenii zic, dar care e problema? Care e problema să mă duc la preot sau să mă duc la păstor sau să mă duc și să-l tratez într-un fel ca pe un duhovnic? nu chiar preot, un semi-preot. Problema este că nu mai a venit niciodată la Hristos. Asta e realitatea. Te-ai dus la El, ți-ai descărcat sufletul, dar tu nu te-ai pus singur niciodată pe genunchi și să spui Doamne, îți pierdut, îți condamnat, îți vinovat, tu ești singurul care ai făcut ispășire pentru păcatele mele, primește sufletul meu. Iartă-mă, izbăvește-mă, spală-mă, curățește-mă. Ți-ai descărcat sufletul la altul, ți a anesteziat conștiința, el te-a ajutat în privința asta și te duci trei viața pe care ai avut-o înainte. Și niciodată n-ai avut o întâlnire reală cu Domnul Isus Hristos. Pentru că n-ai stat niciodată singur înaintea Domnului Isus Hristos. El e undeva sus în cer. Te duci pe la Sfinți, pe la Marie, pe la, uh, pe la, alți oameni. Și eu cred că în mediul evanghelic se practică un fel de semipreoție. Și unora dintre, unora dintre ei le place fantastic lucrul ăsta. Să veniți la mine așa, el îți dă puțin acolo, te vindecă, te eliberează, te curățește. Are el un fel, chiar ideea asta, nu vă, nu nu vă atingeți de un și domnului. Omblac cu femei, îi murdar de bani, îi de tot felul de lucruri. E un domnului, totuși Dumnezeu poate să lucreze prima și aceștia, care are, harul, are harul, uh, harul predicării. De unde sunt po poeziile astea? Și acest semi -sacramentalist sau sacramentalist, oamenii și-l asumă și le place. Ai, ce sentiment plăcut trebuie să ai când tu poți comunica ceva. Nu foarte mult, dar ceva, ceva tot poți comunica. Și omul primește ceva de la tine. Asta este o eroare. Este o eroare mare, fatală. Singurul preot, singurul mijlocitor, singurul intermediar este Domnul Isus Hristos. Este Domnul Iisus Hristos. De aceea El poate să mântuiască în chip de sfârșit. Prin aceasta eu nu am vrut să spun și nici nu spun că nu ne putem ajuta unii pe alții, că nu trebuie să ne mărturisim păcatele unii altora sau în comunitate, că nu ne putem consilia, sfătui, îndruma, mustra și așa mai departe. Dar astea nu au rolul de a elibera sufletul cuiva. Nu au rolul acesta. Nu au rolul de a contribui puțin la mântuirea altuia da? ce au rolul pur și simplu poate de a călăuzi pe cineva în procesul acesta al Sfințirii. De aceea și poate, uitați-vă la calitatea mântuirii pe care ne-o dă Hristos, cât de eficientă e preoția Lui. Poate să mântuiască în chip Imp Scrieți pe. creați-vă o sinapsă din asta. Chip de săvârșit, chip de săvârșit, chip de săvârșit. Trebuie să rămână în mintea dumneavoastră lucrul ăsta. El mântuiește în chip de săvârșit. El poate să mântuiască în chip de săvârșit. Indiferent care ar fi atacurile diavolului, indiferent care ar fi spitele prin care trecem, căderele prin care trecem, eșecurile, faramentele noastre, trebuie să știm că el poate să mântuiască în chip de săvârșit. Care sunt candidații la această mântuire? Asta e calitatea mântuirii. O mântuire în chip de săvârșit. Care sunt candidații? Pe cine mântuiește el? Pe cei? Ce se apropie de Dumnezeu, prin El, da? Pe cei ce se apropie, de cine se apropie oamenii aceștia? De Dumnezeu, cum se apropie acești oameni de Dumnezeu? Prin Domnul Isus Hristos. Pe ei poate să-i mântuiască în chip de săvârșit, pe ei mântuiește în chip de săvârșit, da? Acestea sunt candidații, oamenii care se apropie de Dumnezeu în chip de săvârșit. Și chemarea aceasta de a ne apropia este pronunțată foarte clar în capitolul 10. Uh, unde ni se spune că astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în locul prea sfânt, pe, pe care acea nouă și vie pe care ne-a deschis-o el prin perdeaua dinăuntru, adică trupul său, fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu să ne apropiem, da? Să vii la Dumnezeu, să intri în prezența lui Dumnezeu, să intri în comuniune cu Dumnezeu. Ăștia sunt candidații, ăștia sunt aceia pe care el îi mântuiește, care se apropie. Este un, un verb la prezent continuu ceea ce implică o intrare continuă în comuniune cu Dumnezeu, da? Nu este un lucru pe care îl fac odată cu tot, pentru totdeauna și am încheiat-o. Mântuirea nu este o tranzacție. Mântuirea nu este o tranzacție. S-a postulat această idee, s-a uh, inventat, de fapt, această, acest concept al mântuirii ca tranzacție. Este un moment în viața mea în care eu te ajut să semnezi. Chiar am auzit prezentată mântuirea în felul acesta. Ai actul mântuirii. Frate, e simplu. Tu o semnătură. Ce mare lucru. Ce e atât de greu pentru tine? Chiar atât de împietrită ți inima și de încăpățânată ți voința. Atâta de simple le-au făcut lucrurile Dumnezeu pentru tine. Tu numai trebuie să semnezi, să-i dai. Pac, ai semnat, îi da voie lui Dumnezeu. Pac, ești mântuit. Ai s-o încheiat tranzacția. Eronat. Eronat. Mântuirea începe cu apropierea de Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos și continuă în viața omului care continuă să se apropie de Dumnezeu. Eu nu mă pot baza, am aici scris, data botezului meu, 27 mai 2007, sau ce dată a fi fost acolo. Și, domnule prin orice aș trece, indiferent prin ce păcate aș trece, când dau acolo la începutul Bibliei și văd 27 mai, m-am liniștit. Îsigur, îs sigur, îs, îs în regulă. Fatal. Total greșit. Dacă ăsta e singurul lucru pe care te poți baza tu, total greșit. Total greșit. mă, mă încurajează ziua botezului meu. Nu. Chemarea este să... Asta e chemarea întregii cărți. Să ne apropiem continuu de Domnul Isus Hristos. Este un prezent continuu. El mântuiește în chip de să pe cei ce se apropie în continuu, da? În mod perseverent de Domnul nostru Isus Hristos. Ăștia sunt candidații la mântuirea asta de săvârșită. Și vă certitudinea pe care o avem, certitudinea mântuirii noastre. Care este? într un anume, într anume privință, asta poate să sune blasfemiator, lucrarea Domnului Isus Hristos nu s-a încheiat prin ceea ce el a făcut la cruce lucrarea ispășitoare la cruce s-a încheiat. Dar lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos nu s-a încheiat acolo. Eu, spus, Eu, am făcut mântuirea, o puteți găsi cu 2000 de ani în urmă, puteți să citiți în Sfânta Scriptură despre ea, accesați-o. Nu, auzi ce spune Sfânta Scriptură. Pentru că El trăiește pururea de ce importantă permanența preoției Domnului Iisus Hristos. El este acum mare preot. Și ce face El? Mijlocește pentru noi. Ăsta este un lucru Fantastic, extraordinară. Acesta nu este mai puțin important decât moartea ispășitoare a Domnului Isus Hristos. Ascultați-mă, nu este mai puțin important decât moartea ispășitoare a Domnului Isus Hristos. Este la fel de important ca moartea ispășitoare a Domnului Isus Hristos. Pentru că cum ne este aplicată nouă mântuirea? Ne este aplicată prin intermediul mijlocirii Domnului Isus Hristos. Și lucrul acesta este repetat în Romani capitolul 8, un, rom un capitol care vorbește despre siguranța mântuirii noastre, despre siguranța credincioșilor, când spune Scriptura așa, cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este cel care îi socotește neprihănit. Cine îi va osândi? Cine îi va condamna? Hristos a murit. Ba mai mult, mai mult decât ce? Decât faptul că a murit, mai mult decât moartea Domnului Isus Hristos, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Pe asta se bazează certitudinea mântuirii mele, da? Calitatea mântuirii, chip de săvârșit, o mântuire în chip de săvârșit, candidații sunt cei care se apropie în continuu de Hristos, da? care sunt în părtășie, în comuniune cu El, iar certitudinea sau siguranța mântuirii constă în faptul că El a murit, dar acum mijlocește pentru noi. Eu mă rog, da? toată lucrarea adunării, toată lucrarea adunării este stropită, dacă aș putea să zic, de sângele Domnului Isus Hristos, pentru că altfel Hristos nu o primește, Dumnezeu nu o poate primi, decât dacă e sfințită prin sângele Domnului Isus Hristos, dar toată lucrarea adunării este primită de Dumnezeu Tatăl datorită mijlocirii sale. El mijlocește pururea pentru noi. De aceea importantă preoția lui permanentă, pentru că el trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi. El mijlocește și când simțim că Dumnezeu nu ne mai aude, că cerul e ca de plumb, când simțim, ne simțim ispitiți, când ne simțim câteodată, parcă nu suntem nici născuți din nou, suntem pierduți, ne simțim abandonați, atacați sau cum ne mai simțim noi. El mivlocește purerea pentru noi. Și dacă te-ai ridicat din falimentul, eșecul și căderea ta, este doar datorită mivlocirii Domnului Isus Hristos. Nu că ai făcut un proces atunci de gândire extraordinar și ai zis hai mă că mai găsesc o leacă de putere să mai trag o leacă. Nu, nu de asta ci datorită milocirii Domnului nostru Isus Hristos. De aceea este importantă permanența, de aceea este importantă permanența preoției Domnului Isus Hristos. Deci am văzut în primul rând pecetluirea acestei preoții prin jurământul lui Dumnezeu și de asta este el chezașul unui legământ mai bun. De asta nu se va desfința noul legământ. De asta noul legământ nu este ca vechiul legământ. Vechiul legământ a avut niște promisiuni foarte clare a avut și niște blesteme foarte clare și a avut și niște condiții foarte clare. Și vechiul legământ a depins de și a poporului, de faptele lor. Alege viața ca să trăiești. Fă lucrurile astea. Cine împlinește va trăi. Faci, trăiești. Nu faci, nu trăiești. Asta e. Asta e vechiul legământ. Noul legământ este instaurat prin jurământ. El nu se poate desfința pentru că este făcut între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Noi suntem doar beneficiari, noi nu suntem condiția legământului. Ceea ce a făcut fiul este condiția legământului. Jefa lui Ispășitoare. De asta pentru noi este un legământ mai bun. De asta este chezașul unui legământ mai bun, da? Asta este prima parte, pe Când ne arată permanența preoției Domnului Isus Hristos, doar pe ei, ne arată că lucrul acesta îl face pe Domnul Isus Hristos capabil să vlocească pentru noi. Dacă ar fi murit ca orice alt mare preot, cine vlocea pentru noi? Nimeni! Nimeni. În al treilea rând, ni se arată puritatea preoției Domnului Iisus Hristos. Și tocmai un astfel de mare preot, și ascultați cuvântul acesta, ne trebuia. Aveam nevoie de un asemenea mare preot. Nu aveam nevoie de un asemenea mare preot. Să știți, un evreu ar fi înțeles mult mai bine tot pasajul. A, după nu știam că Domnul Iisus vrocește pentru noi. Păi nu știam că Domnul Iisus îi chestia și unui legământ mai bun, nu? Pentru un evreu, evreu vedea foarte clar diferența între vechiul legământ, nouul legământ între lege și legământ, între mare Preoți și Domnul Iisus Hristos. Vedea foarte clar diferențele și Duhul Sfânt să ne dea și nouă putere și lumină să le vedem. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Se vorbește despre preoția Domnului Iisus Hristos, despre, în primul rând despre Sfințenia Lui. Sfințenia Lui este prezentată, puritatea Lui este prezentată în trei aspecte. În primul rând, pentru, prin ceea ce avea El în sine, era sfânt, nevinovat și fără pată. Poate mă întrebați, care e diferența dintre cele trei cuvinte? Nu știu, dacă îți trece, să spui, e sfânt, dar totuși sfânt poate înseamnă nu m-a pus deoparte. Și preoții erau sfinți. Era nevinovat. Da, dar nevinovat era poate după nu știu ce. Fără pată, folosește expresie. Domnule, era pur, din orice punct de vedere. El în sine însuși nu era ca mare preoț, da? În sine însuși avea calitatea aceasta. Era pur, era curat, era sfânt. Apoi vorbește despre sfințenie în relație cu ceilalți. Despărțit de păcătoși. Dacă vă aduceți aminte de Domnul Iisus Hristos, el a stat la masă cu cei mai stricați oameni ai societății, cu scursurile societății. Asta stat de la, la, la masă cu vame și a stat o femeie prea curvă și a plâns la picioarele lui și a șters picioarele cu părul capului ei. O scenă foarte dubioasă pentru mulți oameni. Da? Domnul Iisus Hristos a înconjurat cu oameni foarte stricați. În același timp s-a înconjurat și cu oameni care se considerau elita religioasă și spirituală a vremii. Dar Scriptura ne spune că deși a fost între ei, era sfânt, nevinovat și fără pată. Deși era între ei, era despărțit de păcătoși. Dumnezeu nu ne cheamă să ne facem o mănăstire baptistă, calvinistă, reformată undeva și să nu avem niciun fel de contact cu păcătoși în lumea aceștia. Nu. Noi să fim între ei, dar să fim despărțit de ei, da? Și suntem despărțiți prin trăirea noastră, prin gândirea noastră, prin sistemul nostru de valori, dar prin prioritățile noastre suntem despărțiți, prin nașterea din nou suntem despărțiți, prin locuirea Duhului Sfânt în noi, suntem despărțiți prin ceea ce s-a întâmplat în noi. Dar niciodată nu suntem despărțiți de păcătoși cum a fost Domnul Isus Hristos. Deci în sine era în felul acesta, sfânt nevinovat, fără pată, față de alții era despărțit de păcătoși, da? era total diferit de ei și apoi este confirmată această sfințenie și puritatea lui în relația lui cu Dumnezeu și înălțat mai presus de ceruri. Pe nici, la niciun mare preot Dumnezeu nu spuneai, ai făcut o lucrare fantastică, e extraordinară. Hai la ceruri. El a avut singura, singurul fel, dar el a fost singurul care a avut tipul acesta de înălțare. sau mai înălțat doi oameni la cer, dar niciunul ca Domnul Isus Hristos care să fie pus la dreaptă Tatălui. Și această înălțare mai presus de ceruri a fost o confirmare a lucrării sale. O confirmare a persoanei sale. De asta Dumnezeu l-a luat la dreapta Tatălui. Pentru că a confirmat puritatea lui, sfințenia lui și lucrarea lui ispășitoare. Da? Pentru că a fost curat înaintea ochilor lui Dumnezeu, nu poate să stea uh, nimic păcătos. Dar ni s arată sfințenia preoției sale și apoi în versetul 27 ni se arată că pentru că el a fost sfânt, a dat sfințenie preoției sale această lucrare a lui a fost suficientă și zice care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jerfe în fiecare zi. Întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatul Lenorodului. Observați două lucruri aici. Unul, că aduceau jerfe în fiecare zi De ce? De ce nu aduceau jerfe în fiecare zi? Pentru că erau păcătoși. Pentru că erau vinovați în fiecare zi. Și apoi nu zice că do aduceau doar în fiecare zi, ci un întâi pentru păcatele, aducea marele preot pentru păcatele sale, jerfă, și apoi pentru păcatele norodului, da? Și el avea aceeași problemă pe care aveau toți ceilalți. Îi prezintă pe mare preot și apoi îl prezintă iarăși din nou pe Domnul Iisus Hristos în contrast cu ei. Deci, nu are nevoie ca ceilalți mare preot să aducă jerfe. Că și lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna. Asta este a doua expresie foarte, foarte, foarte importantă din pasajul acesta și care se repetă. Și conceptul de săvârșirii se repetă în următoarele capitole și expresia aceasta l-a făcut odată pentru totdeauna. Ceea ce arată suficiența ca în celelalte două puncte de mai sus și aici se arată aplicația practică pentru noi. Puritatea preoției Domnului Iisus Hristos, sfințenia preoției Domnului Iisus Hristos ne prezintă nouă înainte ca această preoție și jertfa pe care el a adus-o este suficientă pentru noi. De ce e suficientă? Că lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. Faptul că s-a adus jertfă pe sine însuși înseamnă că a fost sfânt și fără păcat. Preoții de asta nu puteau să jertfească ei. Pentru că și ei erau niște păcătoși ca ceilalți oameni. Dar el s-a putut aduce pe sine însuși jertfă pentru că era fără păcat. Pentru că era fără păcat. Despărțit de păcătoși. Sfânt. Nevinovat. Fără pată. Puritatea preoției Domnului Iisus Hristos arată suficiența acestei preoții pentru noi. Lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a dus jerfă pe sine însuși. Lucrul acesta trebuie să ne dea nouă încredere, siguranță. Este suficient ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Pocăința noastră, credința noastră, continuitatea noastră în pocăință în fiecare zi, în fiecare duminică, botezul pe care noi l-am făcut, participarea noastră la biserică, mărturisirea păcatelor nu adaugă nimic la jefa Domnului Iisus Hristos. Nimic. Și evrei trebuiau să se pocăiască, să știți. Și evrei trebuiau să mărturisească înaintea lui Dumnezeu păcatele. Și evrei trebuiau să asculte de Dumnezeu și de legea lui. Și ei făceau toate aceste lucruri. În ciuda acestor lucruri pe care le făceau, jertfele se repetau. Jerfele se repetau. Însă, în ce privește pe Domnul Iisus Hristos, el a, făcut, a adus o jertfă o dată pentru totdeauna, pentru că a adus o jerfă vie, nu o jerfă de animal, și pentru că a adus o jerfă duhovnicească, o jerfă sfântă, o jerfă fără paut. pată. Lucrul acesta trebuie să creeze uh, o claritate în mințile noastre, eu când mă pocăiesc, când mă, mă mărturisesc, când în, uh, vin înaintea lui Dumnezeu, eu nu adaug nimic la mântuirea mea. Eu primesc atunci înaintea lui Dumnezeu o înnoire a iertării mele, o crățire a conștiinței mele vinovată datorită păcatului. Și în ultimul rând, versetul 28, da, am văzut pecetruirea acestei preoții prin jurământ și efectul pe care îl are. Ele sunt un chezaș, un asigurator a unui legământ mai bun, da, care nu se va mai rupe. Au să, în al doilea rând, permanența acestei preoții și efectul că el poate să -mi mijlocească acum pentru noi. Au să, în al treilea rând, puritatea acestei preoții și efectul, această jertfă pe care el a adus-o pe baza acestei preoții este o dată pentru totdeauna, nu are nevoie de adăugat, nu are nevoie de adus nimic pe lângă ea. Și în ultimul rând vedem perfecțiunea acestei preoții. Zice versetul 28, în adevăr legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii. Dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată legea, făcut după ce a fost dată legea, pune pe fiul care este desăvârșit pentru veșnicie. Întunecimea minții evreilor, știți în ce se vede? Întunecimea minții evreilor se vede în faptul că în timp ce funcționa preoția levitică, a venit David, care era și profet, care era și împărat în Israel, care era un om după inima lui Dumnezeu, și a profețit despre venirea unui preot după rânduiala lui Melchisedec, care va fi în viac. În timp ce, erau în timp ce preoția levitică funcționa. Și orice evreu cu mințele în cap și care știa ce se întâmpla în Israel la cort și apoi la templu, vreau să-și spună întrebarea. Cum adică? Păi noi avem preoții leviți. Și noi știm că ăștia mor. Cum adică o să vină un preot care va fi în via. cine e marele ăsta preot? Dar nădejdea poporului Israel pentru venirea cuiva care va aduce izbăvire din toate punctele de vedere, era un nădejde veche. Era scrisă pe paginile Sfintei Scripturii. Și a fost mereu alimentată de proroci și de proroci. Și în capitolul următoare vom vedea cum apostolul citează din alți proroci, de exemplu din Ieremia, despre întemeierea unui nou legământ. Deci Dumnezeu vorbește despre faptul că preoția aceea, jertfele acelea, legământul acela este temporar. Când a venit Domnul Isus Hristos, el au considerat un revoltător, un blasfemiator când a vorbit în felul în care a vorbit despre templu, în felul în care a vorbit despre ritualurile lor, în felul în care a vorbit despre învățătorii lor și despre preoții lor și despre toate slujbele lor. Despre Domnul Isus Hristos să face acest ultim contrast când îi arată perfecțiunea lui, când zice că cuvântul jurământului pune pe fiul care este desăvârșit, perfect, pentru eternitate. Și lucrul este foarte practic pentru noi trăim într-o țară și la un moment dat avem, am, am, așa sentimentul că este foarte irelevanți, în special pentru mediul ortodox. Foarte irelevanți. Și suntem irelevanți pentru că nu cunoaștem cartea evrei. Pentru că sistemul ortodox se bazează într-o mare parte pe neînțelegerea diferenței dintre vechiul legământ și noul legământ. Pe neînțelegerea faptului că tot sistemul levitic a încetat. Preoții de astăzi nu au niciun fel de validitate biblică. N-au voie nici măcar să ia nici hainele marilor preoți din trecut. Nimic n-au voie. N-au voie să creeze un sfânt a sfintelor, un loc prea sfânt în sfânt a sfintelor, un din numai marele preot. Aberație, greșit, vom vedea imediat că el spune, s-a de accesul, este liber. Nu există așa ceva. Nu există biserică în care este loc sfânt și loc prea Nu există. S-a creat un singur loc în care intră nu numai marele preot, ci intră toți. Domnul Iisus Hristos spune că este înainte mergător. Dacă e înainte mergător, înseamnă că există niște oameni care vin după el, da? Nu există nici haine preoțești, nu există nici biserică care să arate că este un preot care trece dintr-un loc în altul, nu mai există compartimentare în prezența lui Dumnezeu, nu mai există așa ceva, nu mai există faze în accesul la Dumnezeu, nu mai există mai multe jerfe, nu există o jertfă adusă de Domnul Iisus Hristos la cruce și apoi, cum spun catolicii și ortodoșii, că la uh, cina Domnului, da? la masa Domnului, la frângerea pâinii, există o continuitate a jertfei Domnului Iisus Hristos, dar fără sânge. Nu există așa ceva. S-a adus o jertfă odată pentru totdeauna. Dacă ai înțeles numai trei capitole din Cartea Evrei, desfințesc tot sistemul catolic și ortodox. Tot desfințat din temelie. Nu există ce spun oamenii aceia. Există fiul făcut de săvârșit pentru veșnicie. De ce să mă duc la Maica Domnului? Iar ei, iar ei, înțelegând această premisă pe care mulți dintre noi nu o înțelegem, au făcut-o și pe Maria Sfântă. Și ea s-a născut fără păcat. De asta s-a inventat doctrina asta, pentru că ei au înțeles, domnule, dacă Isus îi desăvârșit, îi perfect. Și numai printr-unul perfect putem să avem acces la Dumnezeu. Și noi am inventat deja doctrina mijlociei Mariei. Acum trebuie să o facem și pe asta perfectă, și pe asta desăvârșită. Da? Și pe lângă asta avem și sfințe, și pe lângă asta mai avem patronii spiritual, și mai avem tot felul de multe lucruri în sistemul ăsta ortodox, catolic, în, în țara noastră și peste tot în lumea aceasta. Și oamenii sunt jefuiți de accesul direct la Dumnezeu. Iar noi știm relevanța acestor lucruri. Relevanța este că, dacă înțelegi corect, vechiul legământ, nou legământ, preoția leviților, preoția Domnului Isus Hristos, legea, legământul cel nou, poți să fii foarte relevant, foarte relevant pentru oameni pentru din jur și pentru oameni în care trăim. Oameni care cred că preotul are un har a preoției. Oameni care cred că numai el, domnule, poate să intre acolo în prezența lui Dumnezeu. Când ai stat ultima dată cu un ortodox să-i sprijin lucrurile astea? Domnule, uite ce spune Biblia. Nu mai există loc sfânt și loc prea sunt. Asta spune Biblia și e descris la evrei. Domne, nu mai există niciun fel de preot. El este făcut preot pentru eternitate. Nu mai există. Tu ești să desfințat chestia pentru că avem mare preoție Domnului Isus Hristos. Tu înțelegi lucrul ăsta? Se explică niște lucruri banale. Nu mai există ce ce a creat voi aici. Un fel, de, un fel de Israel în aceeași variantă ineficientă și instabilă și care nu are niciun efect practic de desăvârșire a vieților noastre. Dumnezeu să ne dea puterea prin duhul Sfânt și în această dimineață să înțelegem preoția Domnului Isus Hristos, să înțelegem că asta are un efect pentru viețile noastre în relația noastră cu Dumnezeu, în accesul nostru în prezența lui Dumnezeu, în desăvârșirea mântuirii noastre și, în al doilea rând, nu uitați practicabilitatea, aplicația foarte practică și relevanța pe care Cartea evreu o are pentru mediul în care noi trăim. Dacă înțelegi Cartea Evrei, ar trebui să ai foarte ușor să poți deschide orice dialog cu un ortodox. Foarte ușor să pui niște întrebări banale și să deschizi Biblia și este aproape sigur 100% că nu va avea niciun fel de argument la cuvântul Scripturii. Niciun fel de argument. Ați putea să faceți lucrul ăsta și cu preoții, nu v-ar strica. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.